Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube Analiza Tehnică BVB. Voi începe acest video cu o noutate și anume ieri, luni, acum este ora 2:30 noaptea. Acum am timp să fac acest video. Deci ieri, luni, am făcut așa cum am promis acest canal de YouTube Analiza Tehnică SUA. Aici voi posta doar analize ale companiilor din America și după cum observați am pus și drapelul Statelor Unite ale Americii, deci clar se subînțelege și oricum veți vedea Tesla, NIO, Netflix, Alibaba și chiar acum o oră am făcut o analiză pe Moderna și avem și un prim abonat să la cât mai mulți. Deci dacă sunteți interesați și știu că mulți dintre voi sunt interesați datorită acestui sondaj care l-am făcut pe canalul meu de analiză tehnică BVB doar pe bursă undeva acum câteva săptămâni sau o lună. Vedem. Ia să vedem unde am pus. Deci acum o lună am făcut un sondaj în care v-am întrebat dacă pe acest canal să analizez și companii de pe bursa din Statele Unite. Mulți dintre voi a spus că da, deci 54%. Restul 46% dintr-un sondaj de 112 voturi. Deci, dragii mei, cei 70 de votanți cu da, vă aștept cu drag să dați să vă abonați pe acest canal de analiză tehnică SUA, unde, așa cum am spus, voi analiza în fiecare zi companii din America. Astăzi, v-am spus, am analizat Moderna și vă invit să vedeți acest video unde arăt pas cu pas atât analiza cât și direcția care o dau și potențial mare de câștig. Dar vă invit să intrați pe acest canal. Dacă vă place să dați un like, să vă abonați și să apăsați acel buton de acel clopoțel pentru a fi notificat ori de câte ori voi posta un nou video. De acel moment, după acest sondaj, am modificat și denumirea canalului. Înainte se numea Analiza Tehnică BVB și SUA. În urma acestui sondaj am șters SUA și a rămas doar BVB și, după cum vedeți, avem câteva zeci de companii. Da? 1, 2, 3, mă rog, vreo 20, 30, de 40 de companii doar pe bursa de București și aici nu voi mai pune niciodată nicio companie americană, ci doar aici, deci nu vom mai face un ghiveci și fiecare cu bursa lui. Deci aici vor fi doar companii americane. Pentru că cunosc enorm de multe persoane care tranzacționează doar companii din America și nu au nicio treabă cu bursa de valori București, precum și sunt foarte mulți traderi care tranzacționează doar bursa de valori București și nu cea americană. Din punctul meu de vedere, acest tranzacționare pe SUA are mult mai multe avantaje, odată că este mai lichidă, a doua oară că sunt vreo în jur de 4.000 de companii și oportunități găsești enorm de multe. Și a treia oară și al treilea lucru și cel mai important din punctul meu de vedere este că poți tranzacționa și short, deci poți câștiga bani și pe vânzări când prețul scade, folosind de exemplu CFD-urile sau opțiunile, fiecare cu ce preferă. Eu folosesc CFD-uri și sunt extrem de mulțumit, deci pot câștiga bani și pe creștere și pe scădere
pe bursa din America, ceea ce nu se poate spune la fel și despre bursa noastră din București. Deci, vă aștept cu drag pe acest canal, să fim un număr cât mai mulți. Sunt convins că acest canal, datorită numărului foarte mare de traderi români care tranzacționează pe America, vor vedea acest canal, se vor abona și vom crea o comunitate foarte mare. Cred că este singurul canal din România pe această temă, folosind în special Elliott Wave și nu o linie și medie mobilă și gata analiza. Și vă aștept cu drag aici. Bun. Mergem pe acest canal și la ultimul video vreau să răspund la două postări. Bun, care l-am făcut duminică. Sunt extrem de mândru de Alice. Alice este abonatul care este și pe canalul meu de analiză tehnică cripto, unde câștigă bani frumoși. Am făcut câteva analize pe acest canal, pe companiile americane, acum câteva luni și a câștigat bani pe NIO și pe încă altă companie care nu mai rețin, tot așa, la urma analizei mele. Acum 13 ore îmi spune că vineri a marcat un 70% profit pe BRD în urma analizei pe care am făcut-o pe acest canal când am analizat BRD. Mă rog, am glumit că să-mi dea o cafea, un ceai, ceva. Și super trader, mulțumesc, cu plăcere. Mă bucur că ești hărnicuță și mă urmărești și pui în practică ceea ce eu ofer. Și la rugămintea lui Ramona, astăzi voi face o analiză pentru MedLife și în sfârșit intrăm în pâine cu MedLife. Așa cum v-am obișnuit, eu folosesc doar Elliott Wave. Și haideți să începem această numerotare. Da? Vom începe de aici. Prețul este mult mai jos, dar haideți să nu vă încurc prea mult, că este și mai mult o linie și nu vă încurc. Eu știu de ce fac, deci o să începem de aici. Ia să vedem, parcă aici erau, da? Vom avea 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aici sunt două variante și vă arăt imediat. Și vom pune, de exemplu, această variantă. De gri. Urcăm gradul, vom pune Millennium, cel mai mare și cel mai important grad. Debifăm această linie. Pardon, debifăm Shockwave. Acest val 3, dacă vreți, îl putem eticheta sau subdiviza și pe el. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom schimba culoarea, îl vom degrada, vom pune sub Millennium, schimbăm și culoarea. Pardon, am făcut invers, scuzați, am greșit. Deci, o luăm de la început. Acesta este Millennium, acesta este sub Millennium. Este grad inferior. Da? Este perfect acum. Corect. Bun. Și avem aici finalizat. Pardon, asta vine deasupra. Și avem finalizată 5 galben din 3 roșuri și evident că vom coborâ spre valul 4. Din punctul meu de vedere, acesta nu este finalizat valul 5, ci vom avea un expanded flat,
Așa se cheamă acest pattern și haideți să vi-l și arăt. Avem 0, avem A, avem B, avem C. Haideți să punem ce culoare să punem. Lăsăm această culoare albastră, debifăm. Dați-mi, cred că n-am făcut bine. Ștergem. Debifăm Show Wave. Punem o culoare mai luminoasă. Debifăm, din nou debifăm. Așa, perfect. Deci, după cum v-ați dat seama, eu mă aștept pe MediLife ca prețul să coboare în continuare. Și de ce am spus că nu avem gradul, valul 5 aici? Pentru că, după cum observați, valul 5, în mod normal, trebuia să fie un val impulsiv format din 5 subvaluri. Și eu aici nu văd decât 3, așa că haideți să le și etichetăm. Și în acest motiv am ajuns la concluzia că acesta este un val corectiv. Haideți să punem o altă culoare, punem intermediar, dar ia să punem culoarea verde. Cam brotăcel, ia să vedem mai luminos. E cam șters. Perfect, parcă se vede mult mai bine. Ia să punem culoarea albastru intens, să vedem cum arată pe grafic. Foarte frumos. Toate culorile sunt vii. Și aceasta face ca graficul să fie și el viu. Pe timpul lui Elio, cel care a inventat această metodă prin anul 1930, nu cred că existau culori, mă rog, creioane colorate. Și atunci el folosea doar alb-negru, între timp ne-a mai modernizat și oricum folosesc aceste culori ale drapelului, care drapelul național, așa cum v-am obișnuit. Și din nou acest val A, putem să avem A, B și C. Din nou un alt A, B, C, pentru că un flat este format din structura 3-3-5. Mă rog, ok, este puțin mai avansată. Punem culoarea verde. Am pus-o parcă pe aceasta de jos. Perfect. Haideți să le punem în ordine. Fiecare cu... Asta nu ne interesează. Fiecare cu segmentul lui. Da, se vede. Și aici avem o structură din 5 subvaluri. Avem deja 1, 2, ia să dăm zoom puțin cam mare, da, să se vadă mai bine. Și haideți să-l și etichetăm. Și avem 0, 1, 2, 3. Aici sunt două variante. Fie avem 4 finalizat aici și vom coborâ spre 5 galben din C din 4. Sau prețul poate să facă un zigzag și putem avea această 0 A, B, C și de aici prețul să, mă rog, întâi urcă și punem săgeata de culoare verde, că trendul va fi cumva long. Rețineți că noi facem acum analiza pe graficul daily, da? Și fiecare lumânare va deci conține o zi de tranzacționare și apoi culoarea roșie, pentru că trendul va fi descendent și îl putem pune chiar aici unde avem deja o rezistență, un suport. Ia uitați ce frumos se vede. Vom pune culoarea roșie. Da, teoretic roșu înseamnă stop. Ce am putut să fac? Da, perfect. Și atunci vom pune cumva acest 5C4 și din această zonă prețul va urca depășind aceste maxime de preț.
maxime de preț, ceva de genul acesta, unde aici se va finaliza valul 5, care cred că l-am pierdut pe drum. Tu pune aici. Undeva, uite la aici. Da, punem să-l vedem, îl încadrăm și pe el în grafic. Deci avem cele două variante, fie prețul va coborâ brusc și se va finaliza valul 5, fie vom avea aici un pattern corectiv și cel mai simplu și mai clasic este acesta care, pardon, aici să scăpăm din culoare roșie. Dacă va prețul va coborâ, fie acest pattern simplu, clasic și de aici va coborâ, deci deocamdată nu știm ce va face prețul, dar oricum suntem într-un val 4 și acest lucru chiar și pe SP500 suntem într-un subval 4 pe, sau posibil pe graficul de H4 sau daily și teoretic prețul ar trebui să crească. Dar și acolo sunt două variante, vi l-am arătat într-o analiză anterioară și sunt convins că nu va fi nimic ca miercuri, așa cum americanii au băgat, mă rog, zânzane sau, mă rog, au creat panică cu declarațiile lor că Rusia va ataca Ucraina miercuri. Eu nu cred o iotă și sunt convins că bursa va merge mai departe, evident, atât cea americană cât și cea a noastră și vom vedea care din aceste două scenarii va fi cel valid pentru MedLife, dar oricum fiți cu ochii pe această zonă de 20 de RON și indiferent ce scenariu va lua undeva prin această zonă, poate vă mai coborâ vreo, nu știu, un leu. Fiți pregătiți pentru o creștere, poate nu chiar atât de mare, dar suficientă pentru a câștiga foarte mulți bani. Nu pot să estimez sau să dau o țintă sau un target precis al valului 5, pentru că nu am finalizat valul 4 și el se calculează în funcție de acest val și de acest val. Și vom vedea, azi este marți deja, marți, miercuri, joi, vineri, 4 zile. 4 zile poate ne vom da seama, oricum, săptămâna viitoare, dacă sunteți interesați, voi reactualiza această companie, această analiză, să vedem ce structură va lua și cumva să ne pregătim de long pe MedLife. Evident că aceasta este doar analiza tehnică și ea poate fi invalidată de orice știre cu impact negativ la nivel politic, chiar în țara noastră, da? Sau la nivel extern, de N motive, X motive, nu știm. Și rămânând doar la analiza tehnică, eu cred în acest scenariu, că acum suntem într-un acest val 4 major și în funcție de ce structură va lua prețul, deși, de fapt, dacă fiind expanding, el trebuie să ducă mult mai jos, acesta ar fi un prim target, acum îmi dau seama că n-am fost atent când am făcut, putem să luăm și acesta drept un al doilea target, deși poate să fie și un expanding failure, adică ratat, dar vom vedea. Oricum, între aceste două linii, eu mă aștept ca prețul să întoarcă. Dar, evident, v-am spus, vedem și ce structură va lua acest pattern corectiv 4. Dragii mei, cam aceasta a fost analiza pe ziua de astăzi pe MedLife. Nu uitați să vă abonați pe acest canal de analiză tehnică SUA. Deja cât am vorbit, deja avem încă o vizionare. Nu știu cine la ora 3 fără un sfert nu doarme, dar mă bucur că ușor, ușor canalul, deja pe Baba avem 5 vizionări. În doar câteva ore.
NIO 6, etc. Pardon, hai să dăm pe video, nu pe playlist. Bun, deci vă aștept să comunicăm și pe acest canal dacă sunteți pasionați, interesați de tranzacționarea pe companiile americane. Bun, vă doresc o zi minunată, spor la bani și să ne revedem cu bine la următorul meu video și, evident, dacă aveți ceva neclarități legat de această analiză pe care am făcut sau orice altceva, vă aștept să îmi scrieți în comentariile de sub acest video. Pentru cei care sunt pentru prima dată, mi-au urmărit acest video, îi invit și pe ei să se aboneze pe acest canal Analiza Tehnică BVB, da? Să există aici în dreapta un butonaș roșu abonează-te, să dați un like la acest video și să apăsați pe acel clopoțel care vă arată ori de câte ori postez un nou video. Exact aici, acest clopoțel vă arată o cifră, înseamnă că pe canalul vostru, din abonații voștri, cineva a postat. Dacă nu aveți canal, urmăriți pe YouTube, se face, un canal îl faci exact în 20 de secunde, dacă nu cumva a fost prea generos, efectiv dai două clicuri, dai o denumire de canal care o vrei, fie numele tău, fie, nu știu, un nickname și gata, canalul de YouTube și apoi să vă abonați atât pe Analiza Tehnică BVB, cât și pe Analiza Tehnică SUA. Și cu aceasta am încheiat. Să ne revedem cu bine la următorul meu video de mâine. Toate cele bune!